dezghețarea valorilor fundamentale ale omului, implantarea noilor valori și reînghețarea lor, ca să funcționeze ca și cum ar fi fost acolo dintotdeauna. Știți că noi trecem acum printr-un moment de resetare în care Satana își pregătește armele. Iubiților, microciparea omului este la ușă. Notați-vă ce vă spun. Între 2021 și 2030, fiecare cetățean al acestei planete va avea un sistem de monitorizare, fără de care nu vei mai putea să cumperi, să vinzi. Nu vei mai putea să mănânci. Nu vei mai putea să bei. Ce faci atunci? Ce te faci atunci? Biblia ne spune că în perioada imediat următoare, și de unde știu că este în perioada imediat următoare? Pentru că are o precizie fantastică această carte. Tot ce a spus și ne-a promis s-a întâmplat până acum. În momentul în care Anticrist va intra în lume, o treime din vegetație va pieri. Apocalipsa 8:7. Lumea se va întuneca. Satana este un înger al întunericului și îi place în întuneric. Soarele își va rupe din lumina lui. O foamete mondială cum nu s-a mai văzut în istorie va cuprinde fiecare colț al acestei lumi. Ce faci? Cum te raportezi la aceste lucruri? Va fi un război mondial cum n-a mai fost niciodată în istorie, în care sângele va fi văzut scurgându-se ca un pârâu 200 de mile în Valea Magheda. Mările se vor preface în sânge. Soarele va arde, apoi pământul. Vor fi focuri de o intensitate deosebită și puteți întreba pe prietenii mei din Oregon, Statele Unite, cât de înspăimântați au fost acum câteva luni. Iubiților, oamenii vor fugi la munți, vor fugi la morminte și vor spune: ieșiți voi să intrăm noi și moartea nu va mai veni. Vor fi cutremure care vor face uitate evenimentele din Pompei, ce s-a întâmplat cu Vesuviu și așa mai departe. Insulele vor fi înghițite de mări. Într-o singură zi, o treime din oameni vor dispărea, vor fi omorâți. Vă închipuiți aceste calamități? Ei bine, ce faci tu? Am pentru voi o veste bună în această după-amiază. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a promis că atunci când vom vedea aceste lucruri, când vor începe să se întâmple, ne-a spus Domnul Iisus, să vă ridicați ochii sus, căci de acolo vine izbăvirea voastră. Înainte să se întâmple toate aceste lucruri, Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia mireasa lui, biserica. Lumea din care astăzi îți tragi seva, se va strânge, comprima și va face implozie sub propria ei greutate. Vrei să rămâi aici sau vrei să fii cu mine? Să mergem acasă? Pentru asta însă trebuie să fii pregătit. Trebuie să fii pregătit. Trebuie să fii gata să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Căci cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel neprihănit va trăi prin credință, doar prin credință. La întâlnirea sa pe drumul Damascului cu Domnul Iisus,
Apostolul Pavel a pus două întrebări. Zdrobit sub teamă. Cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac? Cine ești, Doamne? Ar trebui să punem întrebarea fiecare dintre noi. Pentru că doar așa îl vei cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Iubitule, dacă lumea se strânge și se scufundă sub propria greutate, nu dispera, mai ai o șansă. Încă este șansă, Domnul Iisus Hristos ne-a promis, iată eu stau la ușă și bat. Știu, poate sună ca un citat bine cunoscut, un clișeu pe care l-ați auzit de o mie și una de ori. Domnul Iisus este însă la ușă. Este la ușa ta și te așteaptă. Cine ești, Doamne? A întrebat apostolul Pavel. Aceasta este cel mai corect detaliu dintr-o relație. Tu-L cunoști pe Dumnezeu. Ți-ai pus vreodată, te-ai oprit vreodată din alergarea vieții tale să te întrebi cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu, cum se raportează la mine și cum mă raportez eu la El? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu și tu și tu și tu îl prigonești. Când vei înțelege că viața ta este o constantă luptă împotriva Creatorului tău, abia atunci vei face pasul spre pocăință, metanoia, schimbare a minții. Și când vei înțelege cine este Domnul Iisus, ce este El, atunci vei spune ce vrei, Doamne, să fac. Luați seama, ne-a spus Domnul Iisus, să nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și de băutură, cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Vedeți voi ce ne îndeamnă Domnul Iisus Hristos? Ce insinuează El aici? Rugați-vă ca să ce? Să treceți prin necaz? Să scăpați? Pentru că cei ce vor trece de acolo nu vor scăpa niciunul. Cum vom scăpa noi? Întreabă retoric autorul epistolei către evrei. Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Citesc din Evrei 2:3. O mântuire care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o. Cine ești? Aceasta trebuie să fie întrebarea care să-ți miște inima. Așa-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos? Iubiților, acum ceva vreme, în Marea Britanie a fost pus pe peliculă un scurt clip video care a fost numit Povestea de dragoste a secolului. Cu câtva timp în urmă v-am spus cea mai frumoasă poveste de dragoste pe care a auzit-o lumea vreodată. Se găsește în 28 de cuvinte. Unii spun că este Biblia în miniatură, alții spun că este Biblia în esența sa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine. Și tu, și tu, și tu, și tu, și tu.
Dar trebuie să-L cunoști pe El. Cine ești, Doamne? Și când îl vei cunoaște pe Domnul Iisus pe deplin, să-ți aduci aminte că mai este o întrebare la care cei mai mulți dintre noi falimentăm în a răspunde. Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Să nu aștepți un răspuns imediat, privește ce s-a întâmplat cu Apostolul Pavel, intră în cetate și ți se va spune mai târziu ceea ce să faci. Dumnezeu vrea ca tu să-i fii loial mai întâi. Nu te erija în postura ta de fiu sau de fiică de Dumnezeu, clamând imediatul răspuns al Domnului, așteaptă și vei afla. Iubiților, lumea cu tot ceea ce este în ea se scufundă. Lumea cu tot ceea ce este în ea piere. Nu lăsați mintea să vă fie cuprinsă de gândurile care să vă adapteze acestei lumi. Nu lăsați sufletul să se lipească de comorile acestei lumi. Nu lăsați mentalitatea să se îndrăgostească de ceea ce aveți la îndemână. Pentru că atât de ușor este pentru om să-și piardă cadența. Veniți la izvor acum, cât este încă zi. Astăzi, a zis Domnul Iisus Hristos, dacă auziți glasul meu, astăzi. Iubiților, în Matei, capitolul 5, Domnul Iisus Hristos ne-a spus că suntem destinați fericirii. Și ne-a și spus rețeta fericirii. Fericiți, ne-a spus El, sunt cei săraci în duh. În limba originală, aceia care își recunosc falimentul. Vrei să fii fericit? Trebuie să-L cunoști pe El. Și după ce-L vei cunoaște pe El, să produci rod pentru El. Asta vrea să faci tu, să produci rod. Cum o vei face însă într-o lume coruptă? În primul rând, dezbracă-te de sine însăși. Fericiți sunt cei ce își plâng păcatul. Învață să îți plângi păcatul. Fericiți sunt cei blânzi. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după neprihănire. Mai mult decât atât, fericiți sunt cei milostivi. Dă cu mână largă, acum cât poți. Va veni vremea când vei dori să fii dat mult și nu vei mai putea să dai nimic, pentru că nu mai vei mai avea cui să dai. Fericiți sunt cei cu inima curată, fericiți sunt cei împăciuitori, fericiți sunt cei prigoniți. Dumnezeu să vă binecuvânteze, iubiților, în tot ceea ce sunteți și în tot ceea ce faceți. Nu uitați, voi și cu mine suntem sarea pământului. Străluceți, sărați cu sare locul în care sunteți și lăsați să se vadă bucuria Creatorului vostru. Sarea este un compus chimic dintr-o mixare a unui gaz și a unui metal. Din duh, îmi spune noi, făcând o analogie și din trup. Sărează locul unde ești. Nici o jertfă nu putea să fie lăsată nesărată cu sare, pentru că sarea, conform Levitic 2, este legământul dintre dumnezeire și om. Găsiți asta într-o predică încărcată în internet, numită Legământul Sării. Voi sunteți sarea, arătați că sunteți legământ. Voi sunteți lumina Lui, luminați. Pentru că a venit vremea, iubiților, când Domnul nostru vine, sunteți pregătiți să mergeți cu El. Ești gata să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Aceasta ar trebui să-ți fie întrebarea care să rezoneze minții tale. În curând, iubiților, porțile cerului se vor deschide. În curând ochii noștri vor vedea pe Dumnezeu. În curând ni se vor deschide aripile și vom merge acolo unde suntem de drept moștenitori cu Domnul.
În aviație se spune că atunci când ai nevoie de o decolare rapidă, trebuie să elimini cât mai multă greutate din acel avion. Trebuie să recalculezi masa și balansul acestui avion ca să poată să se ridice repede la cer. Ce te leagă de pământ? Scoate repede afară din viața ta fiecare gând, fiecare fapt care te țin ancorat aici. Și lasă sufletul să meargă acolo unde aparține de drept lângă Dumnezeu. Iubiților, sunteți în generația care va vedea ororile iadului manifestându-se pe acest pământ. Dar ați fost aleși și pus deoparte ca să-L întâmpinați pe Domnul vostru în văzduh. Dați-i cinste, dați-i onoare și mulțumiți-i, dar nu vă-L culcați pe ureche. Faceți rod vretnic de pocăința voastră. Ridicați-vă capetele sus, căci mântuirea vine. Ești gata, iubitule, să întâlnești pe Dumnezeul tău. Ești gata, prințesă a cerului, să-L vezi pe acela care ți-a dat onoarea de a fi unică. Ești gata să mergi pe străzi de aur, acolo unde nu va mai fi la revedere, acolo unde tristețea nu va mai cuprinde pe nimeni, acolo unde lacrimile vor fi doar o amintire a unor vremuri de mult apuse. Acolo unde ne vom uita în ochii unii altora și vom vedea în celălalt prinț și prințesa cerului, coproprietari într-o lume de vis. Ești gata să-L întâlnești pe Dumnezeul tău? Dacă n-ai făcut acest pas încă, astăzi, acolo unde ești, intră în cămăruța ta, închide ușa și dă-te Domnului Iisus Hristos. Acolo unde ești, spune-i Domnului nostru că-L iubești și vrei să ai o relație de supunere față de El. Acolo unde ești. Știu, ai putea spune tu, eu sunt creștin, sunt pocăit de 10, de 15, de 20 de ani. Te întreb direct, L-ai cunoscut pe Domnul tău? Ai înțeles ce vrea de la tine? Dacă nu, acum e momentul, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fie.